Ministrul fondurilor europene, doamna Rovana Plumb, anunța în urmă cu câteva zile, săptămâna trecută chiar, că până în 2021 va fi realizată doar documentația tehnică pentru primele trei spitale regionale, urmând ca ridicarea lor practic să aibă loc în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene. De ce această amânare? Pe un proiect atât de esențial pentru țara noastră. Credeți-mă că pentru mine și cred că pentru fiecare român atent la implementarea acestor proiecte este o veste șoc. Dacă ne uităm în rezultatele studiilor sociologice, vom vedea că pe primul loc, ca și griji ale românilor, ca și preocupări, se află sănătatea. Lipsa infrastructurii de sănătate, slaba calitatea actului medical de multe ori, apoi, sigur, este educația și infrastructura, dar prima este sănătatea. Ori tu, ca stat, să generezi această prorogare a termenului de început a unor mari proiecte care vin în așteptarea românilor, iată, este ceva de neînțeles de domeniul absurdului. Povestea acestor spitale regionale, 3 în primă fază, 8 prin programul de guvernare a PSD, că de ce poți vorbi, că hârtia suportă orice, apropo, a început undeva în 2014, când tot guvernul PSD a negociat cu Comisia Europeană finanțarea acestor proiecte. Marea greșeală făcută atunci și demonstrată astăzi a fost că nu au știut să evalueze corect valoarea acestor investiții în cele trei spitale. Și au cerut de la Comisia Europeană 150 milioane de euro ca sume aproximative și s-a angajat statul român să mai pună 150 de milioane, cumva o sumă de 300 de milioane fiind acoperitoare, au spus ei. Realitatea a arătat complet diferit peste ani când s-au apucat să facă studiile. A arătat diferit pentru că în România, tipic, primarii, cei chemați, să spunem, în prima fază, să găsească amplasamente, să găsească soluțiile pentru utilități, pentru aceste proiecte de investiții, au trecut aceste mari proiecte regionale, că ele sunt regionale, la propria butonieră. Vă dau exemplu Iașiului, unde ambiția primarului de Iași de a poziționa acest mare proiect într-un loc unde a vrut el, în extremitatea estică a municipiului Iași, adică toți cei din Moldova trebuiau să traverseze și trebuie să traverseze în continuare prin Iași. Vă dați seama ce nebunie să-ți vină toți prin orașul Iași să ajungă în partea cealaltă de oraș la acest obiectiv, spitalul regional de urgență, pe un teren care nu avea utilități, care se află poziționat pe un versant unde trebuie lucrări de consolidare o grămadă, unde trebuie regândite inclusiv soluțiile de fundație a acestui mega proiect, au relevat costuri suplimentare duble față de proiectul inițial. Adică joaca asta de-a primăria în cazul unora a creat asta situația în care, iată că în loc de 150 de milioane, nu știu, costă 300 ceva de milioane 400 la Iași spitalul. Și atunci ăștia s-au trezit în situația în care n-au făcut de la început calculele corect, au lăsat și pe mâna unor primari responsabili să evalueze, să poziționeze, mă rog, spitalul unde doresc. Și mai mult decât atât, și ăsta este adevărul, nu mai au nici măcar acei 150 de milioane de euro obligația statului român de a pune la aceste proiecte în vistierie, pentru că vistierie este goală. Și atunci au apărut, iarăși din nou, că povesteam tot cu dumneavoastră, soluția miraculoasă a parteneriatului public-privat. Este clar metoda de eschivare a guvernanților actuali că nu mai au bani. Că nu mai au banii pe care trebuiau să-i aibă, că așa s-au angajat. Vin cu povestea asta cu parteneriatul public-privat, ceea ce a spus și doamna Rovana Plumb, ceea ce a spus și eminența cenușie, domnul Vâlcov. Deci problema, spuneți că practic stă în faptul că nu mai au fonduri pentru demararea acestui proiect și asta este și cauza acestei amânări. Fără doar și poate, și o spun cu toată răspunderea, mă și documentez înainte de a vorbi. Nu mai au acești bani și nu au nici măcar curajul, diplomația, priceperea să meargă să negocieze Comisia Europeană, pentru că oamenii aceia nu sunt absurzi. Ei pot plăti diferențe dacă acelea sunt justificate corect, pot înțelege acest lucru. Oricând tu, ca și stat, ești într-un război continuu cu finanțatorul tău principal, Comisia Europeană, și ei știu că nu îi primește nimeni la discuții sau, mă rog, dacă îi sunt primiți, nu au cu cine se prezintă să negocieze corect. Și iarăși vedeți o dispută între comisar european regional român, comisarul pentru dezvoltare regională, care este român, doamna Corina Crețu, și proprii săi conaționali, tot români. Această doamnă desface de fiecare dată toate aberațiile spuse de partea română. Că, exemplu, costă studiile, doar studiile fezabilitate 200 de milioane de euro, când ele costă doar 1,5 milioane spre 2 milioane de euro maxim, că
că e vorba de un miliard ceva de euro, nu de 300 de milioane și tot felul de aberații. Și mă uitam cum, ca să se acopere de, cum spune, de valul ăsta de neputință, inventează sume, manipulează populația și așa mai departe. Marea problemă este că din această dispută românii rămân fără aceste mari obiecte de investiții și este inadmisibil să continuăm să avem o grămadă de decese din lipsa unor structuri de urgență, pentru că asta se întâmplă în România și puteți verifica. Cum să explici românilor, celor care au pierdut pe cineva drag, că n-a mai făcut spitalul ăla și vor mai muri câteva zeci de mii, poate în următorii ani, în structurile actuale de primire urgență, care nu sunt corespunzătoare și nu au capacitatea logistică să primească cazuri complicate și să fie tratate în regim de urgență. Asta este adevărul, din păcate, și este dureros. Acum, eu sincer le-aș face o recomandare, pentru că această situație poate fi depășită. Cum? Avem două elemente care vin acum în minte. România plătește în fiecare an 200 de milioane de euro pe pensii speciale. Dacă ar renunța, poate nu la toate, poate unele sunt pe bună dreptate acordate, nu spun. Dar cred că în proporție 90% nu sunt corect acordate aceste pensii speciale. Ai avea în doar 4 sau 5 ani de zile fondurile necesare ce îți lipsesc pentru finalizarea acestui obiectiv, pentru că el este multianual. Un astfel de spital se face în 4 ani de zile, măcar, pentru o construcție extrem, extrem de complicată și dotările la fel. 2. Au o pușculiță la cheremul camarilei de partid, care se cheamă, mă rog, linia bugetară bunuri și servicii. E undeva la 7,5 miliarde de lei, dacă îmi amintesc bine. De acolo se plătesc toate, cum să spun eu, mă rog, voucherele, premierile pentru populație. De acolo se cumpără voturile. Și de acolo pot renunța foarte ușor la o bună parte din bunuri și servicii și iarăși au sume. Adică soluții există. Nu vor să facă. Mă uitam că ceea ce auzeam ani în urmă și eu sincer nu credeam, este într-adevăr o realitate dureroasă, și anume că preferă să țină zone sărace, cum este Moldova, spre exemplu, într-o legătură, într-o dependență de statul asistențial, să-i țină săraci, să-i țină neșcoliți, să-i țină bolnavi și omul respectiv să se bucure pentru ceva foarte mărunt, ceva pe care un străin, spre exemplu, l-ar ignora cu mare ușurință. Și mi-e teamă că această strategie, ce mi s-a părut absurdă mulți ani la rând, este reală. Pentru că altfel nu-mi explic, și eu v-am dat câteva exemple de unde se pot lua bani, de ce ei nu găsesc soluțiile pe care eu le spun. De ce credeți că ignoră guvernarea PSD-al de problemele sanitare cu care se confruntă România și pe care îi face pe mulți români să caute în afară soluții? Păi să și nu la ei în țară. Dacă ne uităm, că numai anul trecut au plecat 220.000 de români. E tragic. Și au plecat, după cum arată statistica, nu niște oameni care nu aveau ce face pe aici, la modul că nu aveau nicio pregătire teoretică, nu aveau job. Au plecat cei care sunt apți de muncă și erau foarte bine pregătiți. De popularea asta masivă, tocmai din sectorul oamenilor care produc pentru stat, ne va duce la o situație tragică, dar care convine PSD. Vor rămâne votanți de care vă spuneam, ușor manipulați, dependenți de primar, dependenți de ajutoare sociale și așa mai departe, care sunt și extrem de serioși când vine vorba de vot și se prezintă toți la vot. Și va rămâne în continuare populația ce în general nu s-a prezentat la vot, scârbită, să spun, de quasi totalitatea ofertelor politice și așa mai departe, care vor sta acasă și vor face acest lucru ajutând fără să-și dea seama tot PSD. De aceea cred că ideea aceasta de a ține în sărăcie multe zone este una premeditată a PSD-ului. Ne uităm și la categoriile de votanți din spatele acestui partid politic și o să vedem că sunt cei la care m-am referit mai devreme, în bună parte, sigur, unii votează din credință Partidul Social Democrat și chiar au pregătire peste medie sau chiar pregătire superioară. Domnule deputat, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc. Să mai dezbatem problemele cu care se confruntă țara noastră. Mulțumesc și eu.